În timp ce lumânările parfumate emană un miros plăcut, cercetările recente au demonstrat că acestea produc vapor și particule care pot fi dăunătoare pentru sănătate atunci când sunt inhalate în doze mari. Studiile sugerează că acestea pot fi periculoase pentru sănătate, deoarece toxicitatea lumânărilor este similară cu cea a vaporilor de motorină, precum și datorită folosirii fitilurilor care conțin metale grele, precum plumbul. Acestea emit niveluri ridicate de poluanți din aer, care au fost legate de boli ale inimii, bolii respiratorii și alte probleme de sănătate. Cercetătorii atrag atenția și asupra efectelor nocive ale lumânărilor parfumate la nivelul plămânilor, fiind considerate un factor de risc pentru bolile respiratorii, cum ar fi astmul și bronșita. Lumânările pot produce substanțe chimice toxice, precum formaldehida, ceea ce poate crește riscul de cancer. De asemenea, lumânările cu parafină au un impact negativ asupra calității aerului din interior și pot conduce la dezvoltarea unor probleme de sănătate la nivelul pielii. În plus, lumânările parfumate pot afecta sănătatea animalelor de companie care trăiesc în case cu proprietarii care folosesc frecvent aceste lumânări. Potrivit chimistului american Dan Gubler, utilizarea lumânărilor parfumate ar trebui limitată sau evitată complet. El recomandă celor care folosesc lumânări parfumate să aerisească foarte bine încăperea, după arderea lor, pentru a se minimiza efectele negative asupra sănătății. În timp ce mulți iubitori de lumânări parfumate ar putea fi tentați să păstreze aceste obiecte în casă, experții avertizează asupra pericolelor asociate cu utilizarea frecventă a acestora. Este important să fim atenți la calitatea și cantitatea acestor produse pe care le folosim în casa noastră și să ne orientăm spre alternative mai sigure pentru a crea aceeași atmosferă caldă și relaxantă, relatează realitatea.net.